Hei, salut aici, cu un beta loc română la Scala, The Blade Remains. Un multiplayer online, fight arena, fight style versus style, cum o denumesc băieții de la 8-bit. Un studio indie, aflat din numai 8, compus din 5 programatori în sine, de la început. La început avem de ales între 4 caractere, care unul dintre care nu va veni în curând. Bineînțeles, puteți să mergem pe fata asasin, pe băiatul cu popoarele sau tipul cu surița. Fiecare are câte o abilitate specială, fiecare are o descriere și un fel de cum se numește, low-key sau explicația în sine. Hai să mergem pe Celea, pe fata Celea sau tam. Nu știu dacă e MV, Tamasa, cu numele astea. Mergem și noi pe avatarul ăsta atunci, fuck it. Ideea e că jocul este încă în beta și deja am descoperit prima problemă. Nu prea pot să zic multe bune, nu multe rele, jocul e de ceva timp de vânt, de pe 2013-2014 și arată diferit. Poate fi jucat și cu controlul. Ok, deci ăsta e jocul, ăsta e Scala, Medium. Și am observat că opțiunile sunt cam, hai la controlul dacă vrei să vezi cum e controlul sau keyboard, sound settings dacă te interesează, graphics, nu știu dacă e vreo diferență între full screen, n-are borderless, ai la fel aici, ai low, cred că, în care să vedem cum se vede la low, this is the game at low, deci cât de cât arată așa și așa, la height, rulează și de bine, de față, am 30 de FPS dacă nu mă mișc, e ok. Pentru un GTX mai vechi, la very height în care am 20 de frame-uri dacă mă mișc, 19, deci e groaznic. Iar la medium la care o să jucăm noi, să sperăm că jucăm, dacă nu trece pe un loc. Jocul se află în beta și n-ar vrea să am probleme. Da, și la medium am un 20 constant. E acceptabil, e ok. Dar dacă e un action combat, nu prea merge chestia. Deci nu stai, uite, acum e crescut la 30. Why? Ok, nu prea văd nimic aici. Poți să sar ceva? 48 de FPS, dar jocul nu are nevoie de niște optimizare în început. Pe Space Alert. Nu fac eu. Hai cu culiul, vreau să dau cu toporul. Trână. Nu știu, sunt mai periculos acum sau care e ideea. Pe Space blochez, pe A și pe Space fac dodge, ok. Pare destul de action oriented. Bănuiesc că bara de jos e viața împreună cu stamina mea. Oare are ce să facă dacă eu dau un el în continuu? Mă bucur că se mai luminează camera. Da, mai bine să pun loc, de asta e ok jocul să joci cu motor și controlul, probabil mai bine controlul, e un fighter, din câte văd, third person, tutorial complet, ok, that was easy, iar ești aproape un veteran, time to enter the Coliseum, pe bune, aproape sunt un veteran, am făcut un tutorial, for fuck's sake, Arthur cu ei drăguț, deși nu cred că e Arthur, cred că e in-game, tipul care mi-am ales noi, gladiatorul. Oare se încarcă repede sau se încarcă încet? Ok, deci am făcut un range single, new range. Ok, niște XP, total de puncte. Oh, am intrat într-un meniu. De ce jocul e bugat? Pentru că n-ar trebui să-mi arate meniu pentru control de munce. Folosesc un fucking PC de range sign. Bye, ok.
Putem să mergem la un duel, la un free-for-all sau... Nu pot să selectez nici de aici momentan. Ok, free-for-all sau team deathmatch. Mergem la un free-for-all. Din ce spune ei pe site, este că jocul a avut niște nominalizări în 2015 la Indie și la alte award-uri și că se va finaliza jocul prin free-for-all în 16 vs 16 sau 8 vs 8, gen 16 player un match, dacă nu este arena de duel sau versus între câțiva player. Nu știu ce direcție vor să meargă, dar momentan jocul se află în beta pe Steam, deci na, au trecut de green light. Am primit și ok, bineînțeles, și de asta fac eu videoclip acum. Ok, deci am fi PS-ul așa mic. A, să nu joc cu boții acum. În tutorial asta sau ce? Oh, shit. De ce mă lăsa să nu... Nu mai am stamina. Fuck. De ce vine după mine? Fuck, m-au ucis un bot. Fuck, sake. E such a noob. De ce mă targetează toți? Like, for real? Like, what the fuck? Asta nu e un tutorial pe echilibra, nu? Mă gândeam eu. Dacă mă duc aici, pot să mor? Help! Da. Ce face chestia asta? A, deci asta face chestia asta, ok. Minotaurul ăla este de acolo sau ce? Ce bun. Pe bune? A, deja am murit, fuck. Sunt cu 150 de puncte spate. What the fuck, nu prea pot să fac mult în jocul ăsta. Decât de aici. De ce fui ca să cobor chestia asta când e fui și ca skill? Holy shit. Și trebuie să mă joc cu meciul ăsta cu ceva timp. Ok, am vii băuți au sărit jos, like, for real. Nu cred că pot să mă joc cu totul asta. Nu-mi place că... Ok, am luat un kill. Yay! Sunt pe locul 3. Oh, ce drăguț! Ok, da, îmi pare rău că am fost tăcut un pic, dar... Jocul ăsta e greu dacă pot să fac chestia asta în continuu. Oh shit, m-a luat damage fall something. That, this game is so fun, e bine, sunt boți acum și încerc să învăț cum merge schema. Dar e interesant, m-a făcut, m-a atras. Oh, fuck, pe bune, you motherfucker! Ce are ăla cu stulița? Hop. De ce îmi dă poison? De ce toată lumea dă în mine? De ce toată lumea dă în mine?
Ok, dar chestia cu cercul de mijloc e OP și un troll maxim, dar... Văd că dacă dau heavy, sparg garga sau ceva de genul. Fuck, nu vreau să mor. Ok. Ok, asta știu cum să-l fac. A, cumva mi-a furat kill-ul? That bitch! Ok, mă duc să mă-mi bag. N-a primit credite pentru ei? Come on! That was so sick. Oh shit, no, 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 ucide. Mi-a furat, a, un loc kill assist, mă, furat ăla. Nu mai am mânere? Da, cred că cam, aș vrea să... Grot, a, nu știu, GV points for GV. Ok, mă simt ca într-un fel de Dark Souls, asta îmi place. Cred că așa va fi următorul joc. Oh shit! M-a ucis! Pătănesc puncte ca să-l bat pe Groot. Asta e interesant, mi-aduce un, e un fel de God of War combinat cu Dark Souls. Cum mă refer la God of War ăsta, nu. Cine se pune cu Groot nu e bine. Oh shit, ce-a fost aia? M-a luat cu AOE sau ce? Fuck. Groot wounded. Fuck. Vreau să fac și un duel. Ah, e viața la monstru. Oh shit, dacă... Era și mai greu dacă playerii se puteau alia sau ceva să facă... Like... Bob kill sau mai știu ce. Așa Groot ar trebui să moară după logica asta, pentru că... Na... Zic și eu, e un boss gigantic care edita mai viețăiu. Nu aș mai gândi dacă chestia asta refăcea din viață sau ceva să-i refacă din viață, că mi-e pare rog. Are și mai multe skill, au și mai multe skill ca mine. Nu-l luat kill-ul? Nu. Mă gândeam eu. A, da, ăla are și AOE. Ok, a mers dodge-ul, chiar bine. Nu mi-e cum nu știu. Da, mai am nevoie de un pic de muncă. A, de asta mai pot să mă las pe acum, că nu poate Groot-ul să se ducă. Du-te, Groot, hai Groot. O, dar ce le dă Groot. Dacă ajungă facă atât de mici doar din chestia asta. Fuck. Groot, nu fără achile. Fuck. Groot is wounded. Groot kill assist. Ce drăguț arată Groot. Cred că o să avem și avatare și alte chestii pe viitor, dar nu. Mi-ar da cuți ca un minut să se ducă lumea după kill și în șilete. Eu am făcut cel mai mult damage de vine după mine. N-ajung? N-ajung de la distanța aia. Fuck! 14 kill, 12 dead-uri. Am luat cel mai bine. Probabil nu l-a atacat pe Groot, dar... Aș fi vrut o poțiune sau ceva, un heal, un heal, ceva să dea. Dar nu. Ok, shit. Mergem după Groot. Oare cine a kill-o pe Groot? E ăla.
Oh, da, a, da, 5 kg chiar ia mai mult, fuck. Dar am viață puțină, ok, gândește logic, Robert, ce face situația asta? Ai alergat pe platformă de asta și ai fugi, da. Totdeauna merge fuga. Am făcut cel mai mult 20% de mijloc, dar am luat și kilo, am frat kilo la final. So, yeah, good zarnă. Jucul are grează de medalii. Ai XP-uri și cunei. Cunei probabil care sunt banii. Ranking-ul ai acolo tot felul de detalii. Sign, la fel, cred că am invocat eu. Sau mai știu eu ce. Și gata, și aia Eisenberg. Și mai dă blocăm niște talente mai încolo. Ce face Eisenberg? Mori cu. Crezi că e de vântat de bun să pune stupid enough to step over it. Drăguț, capcană. Poți să-l personalizezi ceva? Cosmetice? Poți să cumpăr cu bani în joc să-i cumpăr o armură mai drăguță? Sau mască mai drăguță? Uite, asta arată pe des. Nu știu, are nevoie să vadă sau asta. Ultima e cam arată, da. Cred, chiar dacă cred că stoparele lui, da, te duc să vedeți, dați bani. De aia care îi faci din plătit, ceea ce nu e ok. Caracterul la nivel 3 de blochez 1, ceea ce e destul de ok și free to play. Team Deathmatch, duelul care n-ai 1v1. Cum oamenii care sunt online, ranking-ul, cum merge în jocul ăsta, progresia, semnul de progresie, cât primești cât un second, caracter swap, false talent, third, second talent, deci nivel 6 tot ce trebuie. Lore-ul cuvine în joc, wow, și au ceva lore în joc, creditele și what the fuck was that? The fuck was that? Ai, un pixel. Au fost și pe Kickstar. Ok, asta la Warlock, caracterul în sine s-a văzut, shop-ul, dai bani și obținerea jocului care deja le știți. Ați văzut, nu prea sunt așa avansate momentan, dar probabil vor crește în timp. Avatarul nu prea pot să schimb nimica și nu merg astea. Sper că am văzut videoclipul, știu că e scurt și că e doar un bot fight, dar e un beta și n-aș vrea să arăt alte chestii care s-ar putea să dureze ceva. Însă, oare pot să dau cancel la chestia asta? Nu pot să dau cancel, ok, sunt păcat. Sper că am văzut videoclipul. Dacă aveți întrebări despre joc, când se va lansa, n-am și am vagă idee. Alte întrebări, dacă e drăguț, dacă place, poate puteți să jucați să prindeți de sigur, e pe Steam. Puteți să folosești overlay-ul să vă jucați cu oricine vreți voi, probabil. O să fie drăguț, o să fie interactiv. Dacă se lansează, o să fac un first look, până pe atunci, pe data viitoare. Salut!